Ziua de luni a început cu o revoltă a 10 de angajați ai Spitalului Județean de Urgență Botoșani și asta după ce 50 de cadre medicale au fost concediate începând cu 1 martie pe motiv că acumulează pensia cu salariu. Deciziile de încetare a contractului individual de muncă au fost emise pe 28 februarie, iar angajații spun că au fost luați pe nepregătite, fără să fie informați cu privire la acest aspect. Peste 20 de asistente și infirmiere au venit astăzi la președintele Consiliului Județean pentru a-și spune nemulțumirile și apoi s-au mutat în biroul managerului de la spital. Un grup de asistente și infirmiere au luat cu asalt dimineață Palatul Administrativ. Acestea au intrat la președintele Consiliului Județean Costică Macaleți, unde au reclamat că au fost pensionate forțat de conducerea spitalului care le interzice cumulul pensiei cu salariul. Ne dădea 5 zile. Păcat că n-am adus copii după programe. 5 zile ne puteam lua concediu de odihnă. Veneam după 5 zile de odihnă și aveam ore suplimentare 7, de exemplu. Nu realizam nimic. Acum îmi pare rău că n-am luat orele suplimentare în loc de concediu de odihnă. Am rămas, în final, cu 14 zile neplătite. Am ieșit la pensie datorită grupei de muncă unde am lucrat înainte. Deci vârsta mea de pensionare este de 62 de ani și 62 de ani și 4 luni. Când acum doamna manager mă obligă la 57 de ani să ies la pensie, renunțând dacă vreau să rămân în... Dar mai aveți dreptul. Am lucrat cu grupe de muncă și am ieșit datorită grupelor de muncă la pensie. În prezent am 60 de ani. Și aceeași situație. Deci mă obligă înainte de vârsta standard de pensionare să ies la pensie. În condițiile în care, de exemplu, duminică eram de gardă după amiază, azi trebuia să fiu de gardă de noapte și tot așa în continuare, iar când asistenta șef a spus acest lucru la conducere, nu știu pe cine a găsit că doamna manager nu era, a spus că nu există nicio problemă, o să aducă din altă parte. Eu nu văd ca un... Eu lucrez de 35 de ani în gărzi. Să aduci un om acum luat din alt sector, să-l pui în gardă, să facă față, având în vedere... Laboratorul de gardă deservește toate spitalele din jur. Președintele CJL l-a recomandat să discute cu managerul Livia Mihalache și l-a promis că mâine va merge să poarte și el o discuție cu managerul. Vă înțeleg doleanțele și nu depinde că de fapt că înțeleg eu sau nu. Trebuie să vedem ce spun reglementările și ce spune legea. Că altfel, dacă nu, de o parte sau de alta, nu respectăm legea, ajungem la haos și nu asta se dorește. Deci dacă reglementările vă dau dreptate, trebuie să uzăm de ele, fără niciun fel de discuții. Protestatarii au mers la biroul managerului pentru a purta discuții pe această temă, însă nu au primit un răspuns favorabil. Același răspuns l-am primit, că în momentul când s-a primit decizia de pensionare, ni s-a încetat contractul individual de muncă. Deși am încercat să arătăm că legea îți permite să lucrezi până la împlinirea vârstei de 65 de ani pe același contract, nu am avut înțelegere și o să ne adresăm mai departe la ITM și în ultimă instanță, eu am făcut și la Ministerul Sănătății, am trimis hârtie, o să trimitem și la ITM și în final rămâne ca instanța să se pronunțe. Managerul spitalului a explicat cum de s-a ajuns în această situație. Angajații unității medicale, cărora li s-a încetat contractul individual de muncă pentru că primeau și pensie și salariu, trebuiau să facă o cerere de prelungire a activității, lucru care nu s-a întâmplat. Ca să continue activitatea, doamnele trebuiau să facă o cerere înainte, prin care cereau acordul instituției, deci managerului spitalului, să continue activitatea. Puteau să mai continue pe alt contract de muncă pe perioadă determinată, maximum 3 ani. Doamnele nu au făcut lucrul ăsta la momentul respectiv. Au mers în continuare cu pensia și salariu. Pot să vă spun că noi am analizat am cerut la Casa de Pensii pentru cel puțin 300 și ceva de oameni, ca să nu să fim acuzați că am făcut partipriuri și nu știu ce. Și am primit răspuns. Conform răspunsului primit, am trecut la constatarea încetării contractului de drept.
Pentru a nu rămâne descoperite unele secții, s-a direcționat personalul de pe secțiile care nu au utilizare prea mare, iar în plus au fost scoase mai multe posturi la concurs.